Da. În această dimineață alături de noi sunt elevii liceului Grigore Moisil din Deva, alături de profesorul lor Alin Petraș. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, copii, și bine ați venit! Bine și domn profesor, cu noutăți, nu a venit vacanța din Franța, ci niște poze din Franța. Și mai, adică voi ați fost în Franța și... Momentan nu am fost decât cadrele didactice, să vedem despre... Am avut deschiderea proiectului. Urmează ca și elevii care aveți aici în studio, împreună cu câțiva colegi de lor, să participe la acest proiect. Spune un pic despre el. Este un proiect Erasmus Plus. Nu suntem la primul proiect. Chiar încercăm să mai prindem încă un proiect pentru partea de economică a liceului. Se numește Identificarea gastronomiei regionale și globalizarea ei. Scopul principal al acestui proiect este, de fapt, promovarea producătorilor locali, în special cu de produse bio, da, și promovarea unor mâncăruri tradiționale din zona respectivă, iar ca implicare suntem trei țări, România, Franța și Portugalia. Unde ați fost? Portugalia? În Franța am fost momentan, doar în Franța. Nu, dar Portugalia parcă ați fost... Am mai fost pe alt proiect, am mai avut un alt proiect Erasmus, tot așa de promovare. Dar ați colaborat cu ei? Da, cu portughezii, numai că acum este o locație diferită. Locația din Franța este localitatea Mașcul, se numește, lângă Nantes, la 40 de kilometri de orașul Nantes. Și în Portugalia o să mergem în localitatea Bombaral, este denumirea exactă a localității, la 60 de kilometri de Lisabona. Aici se întreb în primul rând, da, cum parliți, trebuie să știi franceză. Comunicarea, da, asta este o principală, cum să zic eu, motivație și a copiilor, faptul că ei trebuie să demonstreze că sunt buni comunicatori în acum, limba franceză. Acum, știi cum e, că românii în plenătate comunică foarte, da, bine. Da, se folosește și acest limbaj al semnelor, dar este, ei au fost testați și pot să vă spună treaba asta. Deci copiii care merg în acest proiect, înainte de a intra în echipa de proiect, au fost testați la trei probe. Probă de limbă străină, probă de gastronomie, un test de gastronomie și un interviu. Limba străină însemnând limba țării respectivă sau și dacă știi engleză? Este ok dacă știi și engleză. Hai să ne spună copiii care au fost cele trei probe. Da. Prima probă a fost... Cea la gastronomie. Da. Să știi să faceți ceva. Ne-a dat un fel de test pe foaie. Așa? Puteți în toată materia de clasa nouă. Și știți ceva? Vă dau și eu testul acum oral. Da. Da? Uite, sunt foarte încrezător, copii. De gastronomie trebuie să întreb. Păi tu ești cu gastronomia. Ia întreabă de... După aceea ce mai a fost? Biftec tartar. Ziceți. La limba franceză. Știți franceză? Da. Bun, și la ei merg doar în Portugalia. Și în Franța. Cine știe franceză dintre voi trei? Hai să văd. Eu. Ia zi-mi așa, vreau o omletă din două ouă. Da. Cum se zice? En français. Lasă că-i spune în engleză. Zi-mă, je veux un omlet. Tu-i omlet? Că pe toată lumea. Bun, limba franceză și a treia. Și fii atent, din două ouă. Ai prins-o? Și în Portugalia cum vă ți-l descrie? În engleză? Nu, portugheza e un fel de română, dacă nu mă înșel. Este asemănătoare, da, se aseamănă. Și portughezii, să știți că noi am fost surprinși când am fost data trecută în proiectul celălalt din Portugalia. Copiii sunt ca și ai noștri, deci nu este, nici ei nu stau foarte bine la limbile străine. Acum ați prins serios. Bine că nu v-ați dus în Italia, că ei nu știau nimic. Important este schimbul de experiență care va fi între noi și special pentru ei, pentru copii. Da. Pentru că văd un alt fel de mod de pregătire la școală. Aș vrea, Alin, să prezentăm niște poze și să ne le traduci. Da. Că tot aici ai vorbit este de un alt mod bucătăria de franceză, cum unde o să ajungă liceu, ei? Unde o să ajungă ei? Este chiar bucătăria liceului, o să vedeți, o să fiți surprinși. Liceului. Da. Este, eu zic că în județul Hunedoara nu există bucătării cum aveau ei. Aveau două module de, poți să dai imaginea, da, mai departe, două module de bucătărie, câte 12 aragaze fiecare. Aici eram noi la, ne-au dus la niște producători locali, aici este vinul. De vin, mi se pare tradițional în Franța. Da, avem niște aici celebrele. Este Stridi, o fermă de Stridi. Le țineau 3 ani într-o, ca un fel de cultură, în ocean le țineau și după 3 ani le scoteau din, da, ocean. Da, aici și... pentru cunoscători, că da, nu pot să mănânc. Eu, de exemplu, am gustat doar una, eu nu sunt mâncător. Da, de Stridi, una, da, bună. Aici suntem în Nantes, unul din generalii vestiți francezi. Am pus și așa.
Aici vedem elevii asta la muncă. Asta e bucătăria lor acolo. Da, exact. Aveau două module, câte 12 aragaze fiecare și la capătul modulului câte un restaurant unde serveau mâncarea făcută, preparată de elevi. Cum arată acolo. Și în restaurant cine are acces? Inclusiv oamenii din oraș, din localitate. Deci era un restaurant. Da, aici este pe Loara, ne-am plimbat, ne-am dus până la Nant. Ați prins și o fregată militară. Da, frumos. A fost chiar frumoasă ziua respectivă. Aici sunt, este directorul de la liceu din Portugalia, cel cu ochelari, care știe românește, vreau să vă spun, da. Foarte tare. Ne-am înțeles foarte ok cu el și Luis este cel care a făcut proiectul, este conducătorul proiectului din Franța. Domnul Luc, pardon, Luc, nu Luc. Luis. Luc, da. Și aici? Luc. Stridii. Stridiile, vestitele stridii. Aici vedem denumirea fermei de stridii. Ostre. Ostre cultură, zic Ostre cultură. Da. Da. Vin direct au particulier. Da, e foarte interesant. Aici vedeți copiii, ei nu lucrează, cei despre deosebire de noi, ei nu lucrează ca la noi 18 elevi odată în ore de practică. Uite cât a tăiat ăsta singur aici la cartofi. Lucrează câte, da, câte 6 elevi și din 4 profesori, 3 erau Masterchef. Deci la ei chiar se punea baza pe... Dacă nici aia nu mai sunt Masterchef aici în Franța... Aici vedem pe colega, în dreapta colega noastră, Marcela, și în stânga colega din Portugalia, Suzana. Făceau un, un gordon bleu, mic sau... dejun. Da, un aperitiv, cum spun francezii. Păi da, îmi place că toată lumea e echipată. Da, deci nu se pune nu problema. Merge așa că... La echipamentul era 80% suportat de către localitate, deci de către conducerea localității. Copiii de către primărie. De primărie, Consiliul Local. Da, primar îți dă niște... Da, ne-au spus chiar legat de bucătăriile, că tot vedem imagini, ne-au spus francezul, zice, bucătăria voastră de la liceu e ca la unul de-a nostru, de-al casei. Da, ce să facem? Nici portughezii și ei au rămas foarte uimiți. Da, aici tot, doamna... Deci, practic, francezii sunt peste portughezi și peste portughezi. Pe portughezii ziceau că ei au 4 aragaze. Deci, bă, francezii din Franța. Când dar duci... ei liceul lor este specific pentru ospătari bucătari și mai aveau, aici suntem la o bucătărie, mai aveau mecanici auto. Vreau să vă spun că în atelierul de mecanici auto aici sunt câteva moduri de aranjare a meselor. Dar aici e tot în cadrul... Tot în cadrul liceului. Restaurant, unul din restaurantele de la capătul cantinei, bucătăriei respective. V-am pus și câteva mâncăruri tradiționale pe care aici este o rață. Tu ești cu rața. În grăsimea proprie. Făcută rața, în grăsimea în sos proprie, proprie. Da. Așa, aici, într-o vizită, am văzut și n-am putut să nu facem rămâi o poză. Rămâi în magazin. Da, rămâneți aici. Da, n-am putut să nu facem o poză. Fantastic. La... Dar bine, asta e ceva deosebit. Aici am, într-un ziar din presa locală, am apărut cu liceul. Aline, în francez. Radu, că tu ai făcut un francez la școală. Am făcut, dar am uitat de când am făcut francez. Suntem toată echipa de proiect. Au fost 4 din România, 4 din Portugalia și 4 din Franța. Bravo! Aici deja sunt pozele de la vizita făcută de mine cu elevii noștri la una din fermele, aici cea mai bine cotată, da, fermele la Adolf, Adolf, de la da. Hațeg. Deja am contactat și noi câțiva producători locali, foarte pentru bine. Că bravo. Uite, așa vrem să și promovăm. Cu domnul Liviu, pe care o salutăm. Exact, cu domnul cu Liviu, drag, domnul Liviu. Și vrem să-i mulțumim pentru că a acceptat să fie alături de noi în acest proiect. Vrem la final să facem ca un fel de mini-revistă cu toți producătorii locali foarte care bine, se vor alătura nouă. Și cred că ați avut proiect. Ce vedea la fermele Ado și noi am fost cu siguranță și finalul a fost o vizită la, la Zimbri. Zimbri, la Hațeg. Zimbri la Hațeg. Pentru că aici și sunt, aici sunt o rasă de vaci foarte de carne, de carne. De la fermele Angus. Ado. Da, exact. Deci Zimbri. Mai sunt Zimbri. Mai sunt da. 7 Zimbri. Da, suficient. 7. Da, niște aici, brânză de la exact fermă, de la Ado, la niște produsele lor, domnul Liviu care vă explică, aici sunteți chiar la fabrică. Da, suntem chiar la partea de mulgere, vezi ce mă în locul da. De mulgere. Al... Da, uite aici, mulgerea chiar ele... am văzut electrică. Este, da, și este de o curățenie rar întâlnită, n-am văzut. Ați văzut cum vin singure vacile automat da, acolo. Da, deci foarte fantastic. Interesant, aici îl vedeți pe, chiar pe Ionuț. Ionuț, ai băgat niște sana. Cam așa. Ai băgat ceva. Da, cu Ado, aici la Creșa. Creșa, da, exact, era partea de Creșa. Așa. V-ați gândit vreodată dintre voi să lucrați în vreo fermă din asta sau nu este neapărat? Nu, neapărat. Vezi? De aia n-are e mai mult pe partea finală a produsului. De aia n-are domnul Liviu acolo. Cred că chiar, v-a spus chiar ne-a povestit că oamenii și-ar avea nevoie de tineri și... Să faceți niște practică. Uite, domnul Liviu, viitorii angajați ai dumneavoastră, niciodată. Nici măcar în practică, nu.
Nu se prindeți pe acolo. Păi nu pot, că noi nici nu suntem pe domeniu. Dacă am fi, uite, de exemplu, l-aș îndruma spre liceul agricol, poate... Dacă mai există. Aici vedem, aici, hai să vedem unul din profesorii din Franța care învață să fileteze peștele. Uite ce fileta un... Ei toate produsele care le foloseau la bucătărie le cumpără, au miercurea, un târg al producătorilor locali. Tot local și proaspăt. Și totul este între ei. Ca un, aici este o moară de vânt care încă mai... Ia uitați cum arată bucătăria lor. Hai să rămânem un pic aici să vedem. Deci asta este bucătăria. Vreau să vă spun că aveau niște aparaturi deosebite și ne-au spus că nici ei nu sunt puși la punct cum ar trebui. Cu toate că la ora actuală spuneau că vin inclusiv din restaurantele din Nantes. Veneau la ei să vadă ce dotări au ca să-și mai cumpere ei la restaurantele lor. Nu, și dotarea respectivă e făcută de primăria orașului? Totul de primărie, absolut totul. Și în ultimii trei ani s-a făcut tot ce vedeți în imagini. Copiii toți îmbrăcați la fel. Fiecare avea trusa lui de bucătar. Deci nu are rost să discutăm la nivel de dotare. Asta este liceul din Franța. Uite, și liceul cu... Da, bineînțeles, da, colaborare, uite. Lângă este un internat pentru profesori. Deci ce se vede lângă, în partea dreaptă, acolo colțul respectiv, este un internat strict pentru profesori. Deci profesorii, pentru că la ei profesorii lucrează cu contracte, nu ca la noi pe perioadă nedeterminată la aceeași școală. Ei se pot muta de la o școală la alta. Da, sunt partea de unde serveau spre restaurant. Și acolo aparatul ce-l vedeați, da, a lățat așa de sus în jos. Ăla era un aparat care emană căldură și ținea produsele calde până erau servite. Asta este moara care am vizitat, o moară de vânt, care producea, avea 100 de ani. Piața. Piața, exact, de-aia am pus și niște poze. Veneau cu din astea locale, deschideau taraba. Absolut tot. Pește era, de la orice vroiai să cumperi, găseai în acea piață. De destul de mare bucătăria asta. Foarte mare, deci erau, eu am spus că în județul Nedoara nu cred că există restaurant care să aibă... Astea erau produse înghețate din carne, toate erau înghețate. Noa de jambon. Ai înțeles? Și uite, salam din asta. Da, aveau tot, deci absolut tot ce le trebuia copiilor. Aici am fost și noi la ei la o fermă de vaci. Franceze și am și gustat tot așa niște produse locale, niște brânzeturi. Aici este, aici este profesorul de restaurație, așa îi spun acestui profesor. Care înseamnă ce? De restaurație. El practic coordona toată activitatea din restaurant. Deci domnul era șeful. Da, pentru că era, el chiar asta lucra, șef de restaurant acolo în zonă. Mi-e place, uite, ventilația asta. Păi era de frig aici, era o cameră frigorifică. N-ai văzut. Aici da? Pozele de la deschiderea proiectului. Bucătăria. Bucătăria din nou, uite, da, deci am spus. Ai zis-o, 12 posturi. Deci 12 posturi, lui Armand, da. Vrei colegul la Lise lui Armand? Aici, colega de franceză, partea portugheză în stânga. Sistemul e diferit un pic față de al nostru. Ei nu au școli profesionale ca și noi. Ei au liceu tehnologic, care la final se încheie cu un bac tehnologic. Deci ei au stilul de bacalaureat tehnologic. Deci bacalaureatul nu e ca la noi. Exact, nu este ca la noi. Pe trei, un bucătar să știe, nu știu ce, pe trei părți diferite. Da, este. Bacul, se dă și bacul general. Bucătar. E bacul bucătar, general, bucătar. Exact. A, deci au două bacalaureate. Da, 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 aveau bacul general, cum dau la noi toți elevii de liceu teoretic și așa mai departe, iar cei de pe liceu tehnologic, cum ziceau ei, dau bacul tehnologic. Da, da, acolo ești cu hârtii, te duci la da, unde vrei tu. Da, la orice restaurant, dar bineînțeles. Și ei au colaborări. Ei, de-abia am reușit să le explicăm că la ei practica se desfășoară toată în liceu, în cadrul liceului. Ați văzut ce dotăreau. La noi, neavând dotările lor, la noi elevii, și vă pot confirma ei, elevii desfășoară practica la agenții economici. Și știți foarte bine că ați mai vizitat și voi anumite restaurante în Deva și ați văzut pe elevii noștri acolo. Unde veți merge în practică? Unde veți merge în practică? Încă nu știu, sigur. Ei acum vor face la sfârșitul anului, la sfârșitul anului școlar, la toate restaurantele din Deva. Veți merge pe partea de ospătărie sau bucătărie? Sunt unii pe ospătărie, unii pe bucătărie. Da, depinde. Am înțeles. Dar voi ce vă place mai mult? Să gătiți sau să serviți? Să se gătim. Ambele. Ambele? Da, mie ambele. Ce-ți place să gătești? Da. Zi-mi un fel preferat. Cartofi la cuptor cu carne. Bun. Și simplu. Tu? Cam simplu, ai dreptate. Și ce dacă e simplu? Simplu și bun. Mie îmi place să fac torturi. Torturi. Bun asta. Torturile sunt... Păi, dai seama un băiat să o impresionează pe fată. Cum? Ce vrei să fac un tort? Mai rar să fie bărbați care să facă torturi. Da. Mie îmi place mai mult partea de servire.
Tu cu servirea. Da. Chiar am văzut la voi joi în emisiune doi bucătari. Da. I-ați da. Avut de la unul din restaurantele din Deva și unul din ei este elevul nostru. A fost elevul nostru. Da, cel da, care se v-a pricepe. Pregătit se pricepe, elevul. Fructele de mare. E, da. E o zonă în care chiar nu mai avem oameni. Să... Da, și sunt foarte căutați. Noi, având efectivul mic de elevi, pentru că așa este, știți că numărul de elevi este în scădere da. De la an la an, avem o cerere foarte mare pe piață de elevi, atât ca ospătari cât și ca bucătari. Din păcate nu reușim să acoperim toată piața. Avem mulți copii foarte bine pregătiți, dar cererea este mult prea mare. Exact, Dragoș, ce ai zis, e o lipsă acută de bucătari, ospătari, nu numai. Cred că toate domeniile astea de a, pentru că noi am desfințat profesionalele și școlile profesionale, toți suntem da. Deștepți și șef, ne place numai da, școală numai de șef. Vreau să Alin să ne spui de minunea asta de orez, ai zis că până la urmă. Poți să dai poza în Sergiu, te rog. Asta este un orez cu lapte. Da, dar uitați-vă cum l-au pus ei în farfurie. Deci când ne-au spus că la desert vom fi serviți cu orez cu lapte, noi am zis, bă, asta e cu orez cu lapte. Da, cel mai simplu. Noi așa o chestie. Și bănuiesc ca și costa ceva. Bine, nu știu că n-am spus nimic. Dar este în restaurant? Da, la un restaurant. Nu al școlii. Este la un restaurant chiar pe malul râului fluviului Loara. Vezi desenat frumos acolo cu un sos? Și un gust deosebit. Și da, un pic de... Simplu. Da, știi ce? Au pus un pic de vanilie în el. Și deasupra erau câte o bucățică de un fruct, acum am un lapsus, nu știu exact cum îi zice un la fel fruct. De, da. Dar în fine, foarte gustos, o chestie foarte... și orez cu lapte. Deci chiar zicea și colega noastră de franceză, zice, uite bă, la restaurant în Franța mâncăm orez cu lapte. Bun. Și aici rămâi un pic. Da, aici este doamna... Asta doamna de la ferma de stridii. Care tria. Care le tria, da, pentru că unele ori erau lipite două câte două, ori mai aveau puiuți mici dezvoltați și lângă și alea le scoteau, le puneau separat, da, și le... Deci doamna care tria, perfect. Aici este opera din tot Nant, aici tot așa tipuri de așezare pe mese. Aici o salată foarte bună, chiar carne, foarte gustoasă, cu ceva piept de rață, mi se pare, dacă nu mă înșel. Ei mănâncă rață, da, foarte, ei mănâncă pui. Da, este, da. O elevă care pregătea aperitivul, știți ce pregătește acolo? Dovleac. Dar ei, să știți că mănâncă toate tipurile de dovleac, nu ca și noi doar dovleacul ăla la cuptor. Bostan, tot. Ei tot absolut, îl pregătesc cumva la cuptor. Aici este o supă cremă, ei numai supe creme mănâncă, nu mănâncă ciorbe. Cam groasă supa, dar fiind cremă... Așa le mănâncă. Deci la ei tradițional. Dacă dai una așa de-a noastră subțire... O să fim curioși, pentru că noi, vă dați seama, noi va trebui să-i servim când vin în România cu mâncăruri tradiționale românești. La ciorbă de burtă. Și atunci, da. E clar că trebuie să le facem un program, da, și atât. Da, un program adecvat și cu obiceiuri tradiționale să le arătăm și multe, pentru că asta cere proiectul, să promovăm practic tot ce înseamnă partea de regiune aici. Care este următorul pas a proiectului? Acum următorul pas este plecarea în Portugalia, tot așa doar a cadrelor didactice pentru a vedea condițiile din Portugalia, iar în luna mai plecarea din nou în Portugalia împreună cu elevii. Câți elevi vor fi? 12 elevi. Care în Portugalia vor locui, aici iarăși o noutate, pentru noi cel puțin, vor locui la elevii din Portugalia. Da, se încearcă și o unitate din punctul ăsta de vedere. Va locui un elev francez cu unul portughez și cu un român. Foarte tare. Bun. Da, noi neavând, pentru că la noi elevii, cum este și cazul lui Ionuț, vine de la Orăștie, vă dați seama, nu chiar din, nici măcar nu vine chiar din Orăștie, din oraș. Într-un sat din, de lângă și mulți. Din Deva, cred că în grup sunt doar doi. Voi sunteți, Denisa și cu Mădălina. Iulia. Trei. Deci trei din 12. Neavând condițiile astea, pentru că vă dați seama, noi avem elevi de pe sate. Nu poți să-i duci la acolo, 50 da. De kilometri, 60 de kilometri și îi pui după aia pe ei să se trezească la 5 dimineața sau așa să vină cu trei. Noi am pregătit deja un palier la internat și am pregătit 12 camere în care vor sta un român, un francez și un portughez. Deși noi vom respecta oarecum condiția proiectului, doar că la noi vor sta împreună pe palier. Deci nu... Da, nu-i fain. Sta... Să facă câte un chef multicolor. Cu toate că francezii, să știți că le-am spus că, uitați, ai noștri stau la 50 de kilometri și etc. Zice, cred că le-ar prinde bine la elevii noștri să stea în mediul rural, da, să vadă niște... Acum bine, noi mai avem un pic de timp, că la noi elevii din Franța și Portugalia vor veni doar în 2019 în mai. Deci în mai 2019, da.
Deci pașii următori sunt practic două vizite în Portugalia. Prima profesorii, al doua cu și elevii. Și în Franța elevii nu și nu merg deloc. Ba da, în 2020 vom merge în Franța. Am acolo înțeles. Se va face și finalizarea. Cum s-a făcut criteriile de selecție? Că bănuiesc că fiecare vrea să dintre ele. Au fost testați cu exact cum au spus ei cele trei teste. Da. Franceză, gastronomie și interviu. Și în urma calificativelor pe care le-au obținut acolo a punctajului, deocamdată avem 12 elevi titulari, cum spunem noi, și 3 rezerve. Dar acum vedem. Deci practic așa este făcut proiectul pe 12. Da, pentru 12 elevi. Acum știți cum e, noi putem jongla un pic cu ei, că dacă vedem că mergem cu cei 12 în Portugalia și vedem că 2-3 nu s-au descurcat sau poate nu au fost o comunicare foarte bună, atunci automat putem băga și rezervele pentru următorul pas pentru Franța. Timp de săptămână. O săptămână, foarte tare. Mulțumim tare mult, suntem la final. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Și mult succes. Și mult succes.